Facem acum un tur al celui mai mare muzeu temporar din România, Art Safari, care se desfășoară la Palatul Dacia de pe Lipscan și la Arcub Gabroveni, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Pavilionul muzeal e dedicat lui Samuel Mützner. Celelalte secțiuni ne prilejuiesc întâlnirea cu Constantin Piliuță, femeile artist de la noi și arta contemporană. 850 de lucrări de artă pot fi văzute la Art Safari 2021. Sunt tablouri aduse din 25 de muzee, dar și din 80 de colecții private. Expoziția principală de la Palatul Dacia din centrul istoric este dedicată pictorului Samuel Mützner, ultimul impresionist român. El a murit în 1959, dar până acum nu i-a fost organizată nicio retrospectivă. Samuel Mützner a fost elevul lui Claude Monet și am vrut să îi dedicăm o parte foarte specială, mai ales florilor pe care el le-a pictat în perioada Giverny, dar și în perioada românească. Accentul cade pe această perioadă trăită de pictor la Giverny, unde asimilează alături de Claude Monet valorile impresionismului și neoimpresionismului francez. A potențat în ecouri târzii deschiderea drumului definitiv pentru lumină, culoare și vibrație. În expoziția noastră, noi mergem până în perioada interbelică și postbelică. Sunt parcurse etapele lui Mützner foarte importante din creația sa, cea de-a doua ședere în Franța, cu incursiuni în Algeria și Tunis, apoi marea lui escapadă în Japonia, mai târziu Orientul apropiat și marea perioadă autohtonă până în primii ani ai deceniului 5, până la anualele de stat, unde în ciuda temelor impuse, Mützner prezintă tablouri în care se simte în continuare acea influență și tehnică pe care a dobândit-o în anii șederii sale la Giverny. În pavilionul central este pregătită o selecție de lucrări semnate de Constantin Piliuță sub genericul Culoare de Zenit. Curatorul a ales 4 mari capitole: autoportrete, scene de gen, peisaje și flori. Pictura lui aparent nu este o pictură de succes, pentru că are legătură cu banalul, cu derizoriul, cu lucrurile marginale în societate. Și acest pariu al lui cu pictura a fost unul câștigător, pentru că lucrările lui se bucură de un mare interes în licitațiile de artă. Incitantul și nu de puține ori controversatul pavilion contemporan propune la această ediție un discurs despre supereroi și antieroi, iar la Hanul Gabroveni, cel de-al doilea spațiu al Art Safari, puteți vizita expoziția cu titlul Seducție și triumf în artă, femei artist în România, realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. Foarte multe artiste, 37 de nume importante din arta românească. Sunt lucrări foarte diverse, peisaj, portrete, nuduri, natură statică. Puteți merge la Art Safari până pe 26 septembrie. În premieră anul acesta există și opțiunea unor vizite digitale de la distanță. Vă ghidează Marius Manole și Horia Roman Patapievici.